Un incendiu puternic a izbucnit azi dimineață la mansarda unui bloc din cartierul Titan al capitalei. Aproximativ 400 de locatari au fost evacuați și 200 de garsoniere au fost afectate. Incendiul s-a produs într-un apartament de la ultimul etaj și s-a propagat cu rapiditate datorită materialelor inflamabile, iar compartimentarea era făcută din rigips. La fața locului au sosit 12 echipaje de pompieri, 4 autoscări, 8 autospeciale de stingere și echipaje medicale de prim ajutor. Operațiunea de stingere a incendiului s-a desfășurat cu dificultate, pentru că incendiul se manifesta sub acoperișul de tablă al clădirii, o zonă greu accesibilă și cu degajări mari de fum. 4 persoane au fost transportate la spital în urma intoxicării cu fum și o a cincea persoană a primit îngrijiri după ce a suferit un atac de panică. Blocul a fost mansardat în urmă cu 2 ani, iar specialiștii în domeniu trebuie să decidă dacă mansardarea a fost făcută cu respectarea normelor în domeniu.